să n-aud că nu puteți să vă împăcați. Cum, Doamne, iartă-mă să nu puteți, mă, să vă împăcați când sunteți împreună de o viață de om? Și la asta trebuia să se gândească doamna Cucu, când și-a nodat limba cu Black Beauty. Mm-hmm. Și tu când ai înțărcat-o pe fața China aia de la școala de asistente, da, da, de-aia zic, ce bine nerecunoscătoare ce ești. Mă, stați puțin, mă, că eu nu înțeleg ce apucături sunt astea, dar bănuiesc că deja ați ajuns cu mult prea departe cu perversiunile. Dacă eu nu le știu. Hai, va facem o stiri de glumă. Deci, să recapitulăm. Fiecare a făcut celuilalt câte o nefăcută. Deci, scorul este 1-1. La 2-2 schimbăm porțile. Altă glumă. Deci, mă rog, puteți să ștergeți cu buretele și să vă împăcați, nu? Ce să facem? Nu ștergem cu buretele, tati, pentru că eu n-am făcut nimic. Mi s-a așezat fata aia pe genunchi și atâta tot. N-am salivat o lună de zile pe ea ca doamna cu refugiatul. Nu e adevărat, prea. A făcut antrenamente de taekwondo și capoeira. Și eu că asta nu mă scotea din freșcăică și rablă. Erau decât niște simple constatări. Ce face? Porcule! Ei, alo, alo, liniște, fără adevăruri! Fără adevăruri! Adică voiam să zic fără jigniri, da? Tante, eu nu sunt obligat să ascult măscarile lui asta. Dar ce mai eu sunt obligată să ascult jigniile tale de atâta tine? Și am dreptul să-mi spun opiniile. Ce răspund eu? Și adevărul nu este mult adevărat decât adevărul tău. Băi, băiatule, te mulțumesc. Acum să vă fie foarte clar. Cu comportamentul ăsta deșanțat al vostru, nu o să mai vedeți fetița de la mine în vecii vecilor, amin. Păi nu m-am chinuit de pomană să vă crești până acum în puf și mi-o stricați pe ei la mansardă numai 2-3 zile. Deci, concluzie, sunteți obligați. Bă, sunteți obligați, băgați la bine la cap, să încercați măcar să vă împăcați. Iar eu o să vă ajut cu niște ședințe de consiliere maritimă. Ăsta, marinată. Ăsta, marilată. Maritală pentru clubul. Cupru. Pentru oameni căpoși ca voi, ce sunteți? Că m-ați zăpăcit. Ați înțeles? Da, bre, da, așa. Am înțeles. Bă, tu ai înțeles? Zi da, că altfel, dacă pierd copilul, ți-au gât un somn. Neața, fată. Neața! Despre ce voiai să vorbim? Păi voiam să te întreb dacă știi ceva nou despre popa al meu normal. Păi, da! Era un zvon! Adică nu era un zvon. Mi-a zis un prieten care știe de la alt prieten care e în trupele speciale din Amazonia căci că popul s-ar fi dus acolo și trăiește cu un trip de localnici ca să învețe tehnici de supraviețuire. Doamne, de unde am scos-o și pe asta? Mă, tu vorbesc serios? Crezi că aș putea să inventez așa ceva? Măi, mățișor, cafeaua asta e de 10 ori mai bună de când e făcută de mânuța asta frumoasă, da? Nu, șeful, am schimbat doar cafeaua. Cafeaua aia de dinainte era o porcărie. Șeful, ce fel de cafea e? Una de aia meseriașă pe care a cules-o ea cu mânuța ei aia fină și ți-a făcut o coapă de la sifonul de pardoseală. Ceva de vis. Tu mai ai treabă, Chiorete? Nu. Auzi, nuțișor, ia dus tu cafeluța și vinul lângă mine ca să planificăm ziua de azi. Șefu, dar totul este planificat pe o săptămână înainte. Adică dumneavoastră așa ați spus că vă place. Ah, păi da, dar vină tu aici lângă mine ca să-ți mai arăt ce mai îmi place. Îi place să gătească, să coasă, să calce, să facă mileuri, să pună gogonele. Dar ce nu, e foarte bun. Nu pot, șefu. Conform planificării, trebuie să merg și să fac curățenie în dosarele de reclamație pe anul 2015. Măi, nu-ți-și... Ți-am zis, bre, că exagerez cu planificările astea și că într-o zi o să întoarcă împotriva aluma tale? Ți-am zis? Măsurile, voiam să spun că porții mei de la Belciugatele trăiesc mai curat și mai îngrijit decât trăiesc voi aici. Păi se poate, mă, ca în bufet, cănile să stea jos și farfurile să stea jos. Și apoi scurgătorul ăla, Doamne, iartă-mă, că e jegos și e plin de microbi, ce n-ai, mă? Austantie, eu nu vreau să te superi, dar să știi că, că puiul matale mic nu e deloc străin de jegul din casă. He? Da, de cele mai multe ori a contribuit la el chiar și prin simpla lui prezență. Asta pentru că tu n-ai contribuit să-l aduci pe calea cea bună, cum ar fi trebuit să facă un prieten adevărat, dacă ai fi fost.
Dar zi să rămână că am făcut eu drumul până la București și o să am grijă să mi-l aduc eu, personel, până tărău pe calea cea bună. Dar mă tem că o să dureze chestia asta. Chit că o să stau departe de Cristinica, că avea mâncare, mă, să mănânce. Dar ce să fac asta? Costeluși e primul meu copil. A, stai, tanti, că m-ai înțeles greșit. Eu am vorbit la trecut, a contribuit, am zis. Acum nu mai e cazul, că Gogo al Matale e curat, e îngrijit, e responsabil. Eu mai degrabă să știi că sunt îngrijorat de fetița de la țară, că nu poate crește fără Matale, am înțeles. A, da, da, Cristinica, mă, oare mama să mănânce pupăjele, cum știi tu să mă atingi la poarta sensibilă? Sper numai ca prostul, dacă așa, să nu pune botul la babele pețive din sasul să-i dea lui aia mică. Doamne, apără și păzește niște țuică cu o strică la burtică. Mă mai liniștesc cu gândul că Maran supraveghează totul, că numai ne-l am încredere. Mamă, ce-a scăzut prețul la castraveți! Bună! Bună, bună! Cu ce ocazie pe la noi? Nu spune! Vrei să-ți fac reclamă la cabinet? Îți fac, păi nu-ți fac eu! Bineînțeles, cu un mic discount pentru prieteni. Vanda, mai ai grijă că ai început să vorbești ca pupăză. Yeah. Nu vreau reclamă, dar tot vreau să te rog să-mi faci un serviciu. Fac, păi nu fac eu! Vreau să te rog să pui un anunț online. Nu, unde știi tu cum o știi? Poate l-a văzut cineva pe Poponeț sau măcar știi ceva despre el. Poponeț mânca multe legume? Moderat, dar de ce? Fiindcă eu numai cu consumator sau cu distribuitor de legume am de-a face. Dacă nu cumva a doborât recordul la mâncat castraveți sau brocoli, slabe speranțe să dau eu de el. Da, așa e. Cred că m-am tâmpit de tot. Am impresia că poate să fie oriunde. Poate chiar aici undeva, aproape, sub nasul meu. Și eu nu-l văd. Hai, mă, fată, liniștește-te că o să încerc eu ceva. Tu du-te la treaba ta și te sun eu mai târziu. Da. Hai, fii mai optimistă că o să-i dăm noi de cap, ce naiba. Bine, mulțumesc mult de tot că încerci. Mersi frumos. Pa! Pa! Salut, Igore. Van Damme sunt. Și cum îți mai merge? Ha, lasă, frate, e bine că-i de bine. Auzi? Am și eu o problemuță. Adică, mă rog, nu eu, o prietenă. Tu poți să găsești un tip care a cam dispărut? Ce ești, mă, animalule, mă? Mă taie jos și-mi face dinții, că nu țin cănile sus în dulap și farfuriile jos și că scurgătorul este jegos și tu ce faci, mă? Tu stai în pat și scuip semințe? Ba, pardon, că în primul rând nu scuip semințe. Eu scuip doar cocile. Și de scuipat, să știi că le scuip într-o formă organizată, în grămăjoare, în jumătatea mea de pat, da? Că uite, vezi, ne separă un meridian. Deci dai-mi dreptate, ești puțin absurd. E ca și cum eu m-aș indigna acum că undeva în China este unul care mănâncă în pat creier de câine pane și dă sos pe pern. Apa bună! Gugule, tu o să mori ori beat, ori nebun, ori amândouă. Află că măta a zis că nu pleacă de aici până nu te vede pus pe picioare, mă. Așa că fă bine și umblă și tu curat și îngrijit și nu absiguit. Pentru că altfel ne ducem pe copcă cu toții. Vrei cito? Măi, eu nu sunt! Sunt cu sare? Da, uite, în jumătatea ta. Deci, cum au început problemele voastre, să aud? Păi să vedem, tanti. Eu zic că au început atunci când domnul de lângă mine a început să mă numească Operațiunea Rabla, să mă facă fleșcăită și trecută. Aiureli! Și... eu eram sensibilizatul suplimentar că fetița nu stă cu mine, stă la Matale și eu mă simt prost. Fă acordul, agramat-o. Matame! Că n-aș fi o mamă bună și chestii de genul. Și o femeie în criza vârstei de mijloc, așa cum zice domnul de lângă mine, are nevoie de atenție, tante, de sprijin, de dragoste. Fițe! Bă, stop! Ia să te auzim și pe tine, domnul Van Damme. Care sunt problemele tale? De unde au început, dragul proșei? Problemele mele au început, tanti, ca să vezi culmea coincidenței exact când au început problemele carcasei. Asta, scuze-mă, consoartei. Van Damme,
Ia vezi, te poftesc să fii respectuos, că altfel te târg de cât ești de mare. Prin jigniri tai orice fel de cale de comunicare cu soțioara ta, că încă ți-e nevastă. Gândește-te bine și răspunde cum trebuie, că dacă nu, ne prinde acelea Crăciunul. Problemele au început când ea a început să nu mai vadă decât negru în fața ochilor. Adică era depresivă. Nu prea nu era depresivă, adică nu avea ochi decât pentru Black Beauty, refugiatul din coteț. Și nu te-ai gândit că poate se simte neglijată? Și de-aia s-a uitat după Cunta Chinte? Bravo, Santi, bravo! Iată acum, adică bravo, prea stă așa, ce e asta? Tribunalul femeilor deghizate în consiliere de cuplu? Știi ce, bă, eu nu pun botul la Caterinca asta proasta voastră. Hai, pa! Vanda mea, vezi că n-am terminat și mai avem încă o ședință de consiliere și dacă la prânz nu ești acela, îți e adio de la legume. Țele drecul de parașute. Toate-s la fel, toate legumele, bre! Agenți Chiorete, am fost informat că s-au mulțit vagabonzii care dorm pe bănci și put. Așa că pregătiți-vă să plecați prin parcuri. Păi stai vreo puțin, de cazurile astea nu se ocupă poliția de proximitate? Și să puți, de când am făcut ultima și verificare, nu era ilegal. Mă tare știi mai bine. Gândește-te că dacă se află la centru că ne trimiți pe noi, în loc să ne păstrezi aici pentru vreo problemă importantă, nu o să fie bine pentru Mătăluță. No good. Bine că sunteți voi deștepți. Bă, da ce zi, bă, da ce zi, bă, fără o petiție, fără o reclamație, fără un viol, fără un furt, fără nimic. E o zi cu pace în lume, șef. Asta însemnează că munca noastră a dat roade și că infractorii s-au împuținat. Nu te bucuri, bre? Da, mă, Să bucură, uite. Auziți, măi, sedentarilor, dar voi, bă, la școli așa ați mai dat și voi vreo raită, vreo tură să vedeți cum stă treaba cu traficul de stupefiante? Dar nu credeți că vin dealerii aici cu mâinile întinse? Hai, bă, puneți-mi cătucele. Păi stai, bre, că asta e treaba la paznicii școlii și a detectivilor care și-a de pe acolo, pe coridoare. Noi n-avem cum să ne ducem acoarea decât dacă suntem sesizați. Altfel e abuz. Auzi, bre, șefule, dar am eu vaga impresie, ori Mătăluță urmărești să rămâi pe acelea pânsețe aproape singur. Ai de gând să o faci pe domnșoara cadru de nădejde? Ciorete, te rog frumos, nu fi obraznic. Bă, n-ai tu cum să înțelegi ce responsabilități implică poziția mea de șeful șefilor, de șeful secției peste tine, de exemplu. Hei, bună, Teo, ce faci? Ha, auzi, vezi că-ți trimit un prieten care s-ar putea să te ajute cu Poponeț. Da, mă, dar fii atentă că omul are o condiție. Să știe tot ce trebuie de știu despre el. S-ar putea să te întrebe chestii de-astea mai jenante, ca să zic așa. Mă, să-i spui tot, ca la doctor, ai înțeles? Nuțișor, hai la mine în birou să lucrăm cu mai multă liniște. Șeful, dar e perfectă liniște aici. Păi, tocmai asta voiam să zic și eu. E prea multă liniște aici. Eu nu pot lucra așa. Hai la mine în birou, mai dăm drumul la radio, ascultăm o muzică. Muzică? Păi de ce nu zici, bre, așa, că dau drumul la castofonul ăsta, Boniem, Mama, SN? Nu, Ciorete, nu, pentru că nu vreau să vă perturb pe voi, să vă deranjez cu zgomotul. Dar nu ne perturb, bre, șeful. Danțăm, mai ascultăm o muzică, lucrăm, ne deranjează pe noi căpșunicul? Nu, căpșunoile, nu. Ia auzi, bre. Dar am zis că nu ți merge la mine în birou, merge la mine în birou, clar? Hai, nuțișor. Da, șef. Da. Ia uitați-vă, mă, unii mă... extraordinar. Măi, Chiorete, dar nu mai pot să am puțină intimitate în birou? Scuză-mă, ca să lucrez? Scuză-mă, bre, dar cred că a disperat-o crionul ăla, dar e cum aia de șters în cap cu formă de girofar. Eu numai acolo pot ce-aș scrie. Șeful, eu zic să mergem dincolo. Că aici, după cum puteți vedea, nu putem să lucrăm deloc. Și trebuie să lucrăm. Salut, Popă,
frumos! A, salut, Fanta mea! Auzi, măi, Fanta, mă, prietene, mă... Am și o mică rugăminte la tine. Serios? Mm? La mine? Da. Păi, treaba asta nu s-a mai întâmplat de mult. Ia zi, cu ce te ajut? A, nu mare lucru, mă. Vreau să te împași cu Ema, cu nevastă ta. Ce? Da, ca să scăpăm de hoașcă, mă, de pe capul nostru, că ne mănâncă zilele. Ai, nu mă spune, adică pentru confortul tău și al altora de aici în vilă să rămân eu cu demnitatea și cu onoarea terfelită de un refugiat fără casă? Nu spune, dar nu vrei să-l luăm și la noi în pat? Păi dacă ce se spune despre ei e adevărat... Ia-i altu-mă și dorm cu el dacă te-ai reprofilat. Stai, mă, că era o... Bună ziua, domnule Grigoraș. Gata de lucru? Da. Și cum azi, cine e asta? Să vă fac cunoștință. Lili, noua mea secretară. Crimă, noua ta secretară, Lili, nu era aia veche? Ah, îmi place numele, dar ea e cu Y la sfârșit. Aia veche, mă, e nevacă, se dădea la gogoașă. Și-am concediat-o. Ce harnela ai! Doamne, ce scandal faceți! Bună ziua, doamnă! Bun nume! Da, așa zic și eu. Adică, nu vrei să faci tu o cafea? Da, te rog eu mai cu grijă, pentru că a trecut și predecesoara ta pe aici și am mai rămas doar cu două cești întregi. Da, domnule Grigoraș. Așa. Dar cine e Pupăz, fătuca Pojăroiule? E secretarea mea, tanti, și nu e Pupăză, este o fată la locul ei, să știi. S-a moartă. Și ce face ea de regulă acolo, la locul ei? Mă ajută cu tot ce am nevoie. Este mâna mea dreaptă, mâna mea dreaptă, mâna mea stângă. A doua cană unde e? Bună. Bună. Din partea domnului Van Damme Cucu. A, bună, bună! Ia loc, te rog. Aici? Da. E scaunul tău? Ba da, când consult. Dar Van Damme mi-a spus că o să mă întreb niște lucruri intime și să răspund ca la doctor. Așa că te așez în locul doctorului, că altfel nu am să pot răspunde. Mersi. Bun, deci... ce relație aveai cu dispărutul? Trebuia să ne căsătorim. Și-a plecat exact înainte de... Mă rog, când organizam nunta. Relația intimă? Ce e? Adică cum era? Era bună, proastă, satisfăcătoare, grozavă, toate cele enumerate adineuri? Grozavă. Interese comune? Ce interese? Că nu eram niciunul pe interes. Adică dacă în afară de sex mai aveți și alte pasiuni comune, nu știu, mă gândesc că tu ești doctor, el polițist, mi se pare cam greu. Ne legau multe, cam îndurora ne plăceau. Excursiile în aer liber, că făceam sex. Și cinele la restaurant, tot cu sex. Înțeles. La restaurant cine plătea? Mai mult eu, da, nu mă deranja. Încercam să îl duc și la concerte de muzică clasică sau la operă. Adică încercai? Încercam să-l conving să meargă, că el nu voia. După ce îi spuneam că am luat bilete la meci Steaua Dinamo și pe drum îi spuneam adevărul. Și ne întorceam acasă. Dar odată am reușit să-l duc până în sală și am stat 10 minute. După care trebuie să plecăm. De ce? Sfărăia prea tare. Avea deviație de sept. Eu dormeam cu dopări în urechi. Unde, la operă? Acasă. După ce s-a mutat el la mine. Am înțeles. Deci vă potrivească nu ca în perete. Na. Asta sunt detalii. Dar tu nu notezi nimic, că eu așa fac când am pacienți. Nu, eu nu notez nimic, eu țin minte tot. Bun, hai să revenim la partea cu organizatul nunții. Da. A participat și el sau numai tu? Mai mult eu. Aha. El a avut așa câte puțin de obiectat la quartetul de coarde, la tenorul care trebuia să cânte Ia-ți mireasă ziua bună, la canarul din Colivia de Aur, la trapeziștii care trebuia să vină să-mi ia voalul, la gheișa care trebuia să vină să-mi pună floarea în păr după ce-mi lua circarii voalul, la rochia cu fir de platină. Dar ne iubeam. De-abia așteptam să fim soț și soție când... Paf! A dispărut. Da. Mă rog, niște poze recente, dacă se poate. Poftim. Ai grijă. Da, scuze. Adică vrei să-mi spui că o fată așa de mișto și rafinată ca tine
plânge după chelioasul ăsta? Mă flatezi. Da. Dacă el era sortitul. Da. Bine. O să te anunț imediat cum aflu ceva concret. Da, n-ai nicio ipoteză acum, că eu am după prima ședință, a doua, cu pacienții. Ba da. Care? A fugit de nuntă. E bine, mersi, și n-are nici pe dracu. Hai să ne mai uităm pe încă un puz până plec eu la birou. Da, domnule Grigoraș. Așa. Și ce păcatele mele e un puz, bă, păjoiule? Cam ciudat. Pare că este o porcărie de aia pe care a făcut-o Emma cu contachinte ala de aia, să-i muștarul Van Damme. Stai, bine, că puz înseamnă plan urbanistic zonal. Da, auzi, nu ne lași pe noi să lucrăm? Gogule, ea e noua mea secretară. Lili o cheamă. Că-mi place mie numele, dar ea e cu Y. Lili, el este colocatarul și coproprietarul vilei. Domnul, să zicem așa, Gogoaș. Bună dimineața, domnule Gogoaș. Vai, ce chestie. E pentru prima oară când mă salută o mobilă. Dar ce s-a întâmplat cu cealaltă veche, mă? S-a stricat și ai schimbat-o? Vă stă bine răutăcios, domnule Gogoașe? Ce? Nu pot să cred! Și asta? Mă flatulez, drăguță. Mă, porcule, mă, de ce vorbești, mă, halul ăsta, mă, cu biata fatucă, mă? Că e drăguță! Și apar n-am de ce și împotriva oricărui bun simț se pare că te place. Da, chiar așa? Doamna are dreptate. Mai Lili, mai Lili. Lili? Tu ești aici în interes de serviciu, da? Ia, uite-l ce pe asta. Popajoile, nu fii un șof tiran. Ca angajații mai au și ei nevoie de o pauză, de o cafeluță, de o conversație. Fă-te că e vinut pe aici lângă mine și stă puțin de vorbă. Bine că le dai ima ta pauză angajaților mei, da? Și pauza e pe banul contribuabilului. Adică și ai mei? Și dacă tot vă plătesc, ia că-ți dau și ție o pauză, domnul primar. Hai, căre-l puteca și lasă-ne puțin. Lili. Lilai. Eu o să mă duc până la birou și te aștept împreună cu puzul să vii cu ea, cu el. Șacul că am rămas numai noi. Ia dă-te mai aproape, mă, Costeluș. Mă, fătul că Lili zici că te cheamă, nu? Să înțeleg că acum vă jurești pentru prima oară, nu? Prima impresie contează, să știi? Da, te rog frumos, să nu crezi că ăsta e bădăran, mârlan și idiot. Nu, se preface, să știi. Da? Da. Așa e, domnule Gogoașe? Nu, mă port urât numai cu proaspete. Cu mobilele noi, proaspete. Bine ați revenit la a doua ședință de terapie de cuplu. Sper că ați avut suficient timp să vă gândiți la voi și mai ales la problemele voastre, dar astăzi o să ne gândim doar la lucruri pozitive. Și pentru treaba asta, Van Damme, tu ești primul, te rog frumos să-i adresezi soției tale câteva cuvinte frumoase, delicate. Hai! Hai, Van Damme, hai odată, hai! Hai că te ajut eu! Dragă Emma! Dragă Emma, dacă nu te pupai cu bronzatul, să știi că chiar nu era o problemă că te-ai fleșcăit. Ce? Ce? Nu vrei cum face, vezi? Sare la bătaie și eu i-am vorbit cu dragă. Te-ai potolită, făința lui Dău. Gata. Prevăd că o să stăm mult și bine acelea, că problemele voastre e clar că sunt întinse și late și mai adânci decât tot universul. Dar nicio problemă, că eu o să elaborez un program complex de reconciliere pentru voi. Ați observat limbajul, a? Sunt cool, e? Chintaj de... Ce faci, bre? Ei te fac un ciorap și am ajuns la labă. Elaborez un plan sofisticat de împăcare dintre Van Damme și Emma și croșetez ca să pot să mă focusez. Lasă, nu asta!
Auzi, de ce încerci să o lipești pe Lili de Costel? Că să știi că eu am sentimente pentru ea. Da, sigur. Și o să trăiesc până în 2050. Ce sentimente să ai tu, bă, când tu ai inima de piatră, adică de chitră? Tu n-ai sentimente, bă, tu ai numai ambiții. Aici, adică mă judești prea aspru. Este așa? Până în 2050? Da. Că după aia vreau să dau la facultate, că am auzit că viața de student e o viață de hojor. Îți dai seama, în cămin, la discotecă, cu tinerei. Deja ai găsit? Vai, nu vine să cred! Tu ai făcut ce n-a putut să facă poliția? Da, mă rog, multă lume poate să facă ce nu-mi face poliția. Am, dai numărul de telefon, da, notez! Cum să nu zimi? 0, 7, 2, 2... A, mersi, mult mersi din suflet! Da, da, știu că nu merită să porcesc pentru el, da. Asta e. Bine, pa, pa! Alo, iubitule? No, alo, iubitule? Unde ești? Ești bine? Ce s-a întâmplat? Ah, era să mor de grijă. Cum? Ești bine? Așa, pur și simplu. Și de ce ai plecat? Cum adică nu mai făceai față? La ce? La tot? Păi și de ce nu mi-ai zis? N-ai vrut să mă rănești? E, află că m-ai rănit oricum. Îți doresc o viață bună. Chelio stâmpit. A de dreptate, Igor. E, da, lasă că el pierde. Unde am pus numărul lui Igor? Ah, e în telefon, ce deștept. Băi, nebunilor, băi, voi chiar vreți să îmbătrânim aici cu baba? Nu puteți să vă prefaceți că v-ați împăcat și gata. Gândiți-vă că atâta timp cât e hoașca aici, fetița voastră trebuie să țină piept singură tuturor bețivelor din belciugatele și sunt multe. Alea, până la urmă, o să-i băgeți frică în biberon. Au, Doamne, piața de ea, scumpa mea, ce mă fac? Ok, gata, dai, că o să ne prefacem că ne-am împăcat. Și aia e. Ce era așa greu? Da, mă, bine. Unde ești, ai de mâna? Scuipătoare. Se zâmbește, dragă. Gata, bă, ai reușit. Eu cu Emma ne-am împăcat. Mulțumim frumos. Să mai fie de bine, dar va trebui să-mi și dovediți chestia asta. Că mai rămân o vreme pe acelea. Pe poștul observator. Ți-am zis eu că nu merge. Ești fost la dentist? Nu, vreau să te ferici. Că dracu. Hai că am mai trecut o zi. A căsit că praf te facă șunico. Nuțișor, misiune urgentă. Băi, e o dezordine la arhiva aia de te ia durerea de cap. Trebuie să stăm să facem puțină ordine. Dacă vine vreun control, dăm de belea, Doamne ferește. Bine, șeful. Dacă trebuie, trebuie. Rămânem și noi să ajutăm șeful. A, nu, băi, plecați acasă. Dar nu șeful, rămânem să ajutăm. Dar eu insist să plecați acasă. Rămânem, vrei, n-auzi că ne oferim? Nu plecați, bă, acasă, până nu mă enervez. Plecăm, șeful, de ce să... Dai dracu arteriala asta, vre. Mergem, noi am vrut să ajutăm. Vezi că e murdar și în baie. Este ca și Obertainerul. Să trăiți? Haideți, haideți, mă, piedicaților, hai! E de acelea, locul de împăcare. Aveți timp să vă împăcați toată noaptea, de câte ori vreți voi. Cât vă țin arcurile de la șalte. Hai, succesul! Abia așteptam, tante! Era sigur! Bă, să n-ar fi bine să ne prefacem că facem sex, că sigur baba ascultă la ușă. Ok. Ce bine e, da. Da. Da, așa. Și mai jos, da, și pe gât. Oh, da. Ce bine e. Da, mai repede. Tăurașule, mai repede. Ce-a stat așa? Cum ne-ai zis?
insist? Pisică. Mai durează mult, șeful? Mai durează, Inuțișor, că nu găsesc procesele astea verbale. Cine știe unde le-o fi pus imbecilul ăsta de... Șeful, dărâmăm dulapul. Nu dărâmăm nimic, stai liniștit. Iată, uite că l-am găsit. Șeful, ați umblat cumva la arhivă? Da, am umblat. Păi și de ce ați făcut dezordine așa acolo? Că m-a spus săptămâna trecută să fac ordine, am pus fiecare dosar la dungă și acum... Băi, eu am făcut dezordine, mă, tu te auzi ce vorbești? Păi cine n-a spus dumneavoastră mai devreme că ați fost la arhivă? Păi am fost să găsesc ceva și n-am găsit, de bine ce l-ai aranjat tu. Ia uite, mă, ce mă tragi la răspundere, cu arhiva, cu astea. Mă, mușchiulică! Ai ajuns la timp să mă salvezi. Haide, te ajut eu să pui la loc dosarele. Mă ajuți? Da. Bate cuba. Hai, poftim. Hai, nu te sfii. Spune-mi. Da, l-am găsit pe poponețul tău. Că nu mă interesează. Ai dreptate, o femeie ca mine nu poate și nu are de ce să bocească după unul ca el. În schimb, noi doi ne-am putea ajuca un pic de-a doctorul, nu crezi? Nu, adică nu astăzi, că mai am de prins un dispărut, de căutat un dispărut, adică și știi, poate e chiar mort. O seară plăcută. Da, sfidania! Ce prost, doamne. Sofica. Auzi? Mersi, Sofica, pentru toate minciunile gogonate pe care mi le-ai spus despre Popo. Am vorbit cu el azi, da? Neața, tanti! Neața! Și mulțumim că ne-ai împăcat! Neața, ce să vă fie de bine! Poftiți și l-aș lua că v-a pregătit baba un mic dejun copios pentru niște porumbie puizași ca voi! Că eu mă grăbdesc, mă duc și ajung înapoi la țară, așa mi-e șerită inimiara după Cristinica. Vă pup, ceau! Și-o pup din partea noastră, tanti! Să vă fie de bine! Drum bun! Ce? A plecat! Să urgentăm divorțul până nu mai vine vreo idee lui baba. Hai, poftă bună! Da! Neața! Neața! Doamna doctor! Bine ați venit, prietenii mei! Ceva nou despre poponeț? Ah, nu-mi spuneți că știu. Traversează Nilul ca să învețe limba crocodililor, nu? Măi, Teodora, încearcă să înțelegi pe căpșunica. Că ea te-a mințit ca să te protejeze. Ea da, nu ți-a zis adevărul, că te iubește. Ea e prietena ta. Păi dacă nu era prietenă și nu te iubea, nu-i venea ușor să zică girafă, vezi că l-a fugit în lume, îl doare în țurcă de nuntă și mai ales că ea costă 1.000.000 de euro, da? Așa-i? Zici și tu ceva, sau ți s-a legat limba? Mi-e teamă să spun ceva, că poate interpretezi. Dar așa e cum zice căpșunoiul. Tot e bine că mă iubește și pe mine cineva. Gata. Vă rog să aruncați!